Cum este izolarea în Arabia Saudită pentru tine? Este ca o vacanță forțată, pentru că a fost o perioadă lungă, foarte încărcată. N-am avut nici după câștigarea dublei cu PAOK de anul trecut posibilitatea să mă relaxez. Am trecut și printr-o operație la 3 zile după acea finală de cupă. După aceea a urmat o perioadă destul de agitată, o perioadă în care ar fi trebuit să ne ocupăm de restructurarea echipei pentru ceea ce urma să vină cu play-off de Champions League și cu toate celelalte. N-am ajuns la o comunicare perfectă cu patronul meu, cu băiatul patronului care se ocupa de transferuri în acea perioadă și a fost o luptă foarte tensionată, aprinsă, în care mi-am dat seama că aș face o greșeală să rămân. Toate aceste lucruri m-au frământat foarte mult și am ajuns să am această ofertă de la Al Hilal. Nu a fost deloc simplu, pentru că totuși m-am gândit extraordinar la Stonic. Au fost 2 ani fantastici, 2 ani cu realizări extraordinare, 2 ani incredibili, o fericire, un oraș care mi-a oferit absolut toate bucuriile vieții și profesionale și în privat. Și treaba asta m-a perturbat foarte, foarte mult. Am luat acea decizie, am trecut imediat aici într-o altă lume, un fotbal total diferit, o cultură de viață total diferită, cu o presiune imensă din prima zi, această presiune de a câștiga Champions League, care și aici nu mai fusese câștigată de 20 de ani. Și a urmat începutul competițional, jucat la 3-4 zile, eram înnebunit după o vacanță. Îmi doream și visam seară de seară, visam vacanța, mă rog, din vară. S-a întâmplat așa, din păcate, încerc să mă mențin optimist și îmi imaginez că sunt în vacanță. Dar care este programul pe care îl urmăresc băieții tăi în această perioadă? Sau cum îi ții cât de cât în priză, conectați? Suntem organizați și avem în fiecare săptămână, le trimitem un program de activitate. Absolut toți jucătorii la vârsta asta sunt tineri și sunt preocupați de menținerea unei forme fizice frumoase în primul rând și după aceea, nici neavând foarte multe preocupări, le face plăcere să lucreze individual. De foarte multe ori au mai mare plăcere să lucreze individual decât atunci când este într-un mediu organizat și sub restricția unor reguli, în fine, cum sunt antrenamentele. Deci, din punctul ăsta de vedere, sunt convins că absolut toată lumea lucrează, încercăm să avem o comunicare. Sunt aici 2 grupuri, grupul de jucători locali saudiți, grupul 7 la număr de jucători străini. Și ne-am împărțit ca să avem o comunicare cu ei. Obiectivele noastre în această perioadă este de a își menține greutatea și de a nu lua chile. Și în al doilea rând, sau în primul rând asta, mintea să fie în activitate, pentru că cel mai important lucru este, și riscul cel mai mare în această perioadă este ca mintea să se lenevească dacă nu ieși complet din activitate. Și după aceea ar fi mult mai greu să revii la antrenament, să începi cu plăcere, să poți să împingi în momentele de situații dificile din timpul antrenamentelor și care după aceea vor veni la joc. Deci astea 2 obiective, să nu se ia în greutate și mintea să fie în activitate. Altfel, oricine spune altceva e greșit. Dacă tot vorbești de minte, știu că tu ții foarte mult la și viețile lor familiare. Au, nu știu, soțiile, copiii acolo sau că dacă nu i-ai lăsat să plece acasă? Păi n-avem cum să îi lăsăm să plece acasă, pentru că încă nu se știe ce se va întâmpla.
Suntem într-o perioadă în care nu avem voie să ieșim din casă sau, mă rog, este restricționată această ieșire doar pe parcursul dimineții. Poți ieși din casă și să te duci la alimentare, la farmacie, dar în 10 zile, teoretic, această perioadă ar trebui să se încheie și după aceea să se stabilească ce urmează sau cel puțin autoritățile să-și facă o idee despre ceea ce ar urma. Eu sunt convins că va fi foarte, foarte dificil și foarte greu de trecut peste această perioadă și nu cred că se va putea relua competiția oficială atât de repede, dar în momentul de față nu știm acest lucru. Există și o mică probabilitate ca acest campionat să se reia și noi trebuie să fim cu toții aici. Știm, și aici, dacă părăsești țara la întoarcere, în primul rând că în momentul de față granițele sunt închise, deci nu poți să vii de afară. Da. Dacă ai pleca, n-ai mai avea cum să vii și suntem cu toții sub contract. În al doilea rând, și dacă ar exista o portiță să te reîntorci, ar trebui să intre automat în carantină pentru 2 săptămâni. Și iarăși n-ai putea participa la antrenamente. Deci este o situație ciudată și nimeni nu poate părăsi. Mister, spuneai despre momentele tensionate pe care le-ai trăit în cariera ta și nu doar acum, că dacă ne aducem aminte, practic, școala presiunii ai făcut-o la Rapid cu George Copos. Cred că una dintre cele mai mari presiuni din cariera unui antrenor. Bun, cât de important... Acum, după atâta timp, pot să vă zic că George Copos a fost mic copil. E grav, înseamnă, prin ce ai trecut în ultima perioadă. Am trăit în ultima perioadă, dar zilele trecute, nu de mult, eu cred că acum o săptămână, a fost ziua lui George Copos și am ținut legătura în ultima vreme. I-am scris un mesaj, mă rog, i-am urat la mulți ani și i-am spus că îi voi fi recunoscător toată viața pentru faptul că mi-a dat posibilitatea să lucrez, să antrenez la Rapid, pentru că până la urmă au fost 3 ani. În afară de tatăl meu, nimeni... Asta vreau să spun, doar tu și Mircea Lucescu ați reușit să rezistați legat 3 ani cu Copos, nu? Da, George Copos. Au fost și momente care, uite, mi-au prins extraordinar de bine pentru ceea ce urma. Am învățat foarte multe. M-a ajutat să învăț să-mi gestionez frustrările. Pentru că citeam undeva că oamenii de succes ajung să fie de succes în momentul în care, sau ajung să aibă succes în momentul în care încep să știe cum să gestioneze frustrări. Pentru că cei care au succes trec prin foarte multe înfrângeri, prin foarte multe situații complicate. Și cei care nu știu să gestioneze aceste frustrări abandonează. Această posibilitate m-a ajutat enorm, și știu foarte bine că acum, după atâta timp, el a ținut mult la mine. A ținut mult, dar ți-a făcut și multe greutăți, eu mi-aduc foarte bine aminte. Asta e altă poveste, dar e un subiect foarte interesant. Știți că așa făcea cu toți, cu toți cei pe care vrea să-i aducă la club. Se comporta fantastic înainte, trimitea buchete de flori. Dar mai trimitea și la Demeter, și la Demeter trimitea flori. Da. Mister, voiam să te întreb pentru că mi se pare un subiect foarte interesant cel pe care l-ai abordat. Gestionarea psihicului. Deja se vorbește, multe cluburi au psihologi pentru jucători, nu mai e ceva extraordinar. Dar vreau să te întreb, ar trebui ca și voi, antrenorii, să frecventați psihologi din punctul tău de vedere? Eu am fost foarte mult timp. Te-a ajutat profesional? Enorm. Și cu această doamnă, Cristina Manol, o cheamă, am avut o conversație înainte, după finala de Champions League și am spus că datorită muncii ei am ajuns să trăiesc aceste momente extraordinare. Pentru că
ajută enorm, enorm, enorm. Te dezvoltă din toate punctele de vedere. Numai că trebuie să ai îndrăzneala să faci primul pas și să ajungi acolo. Pentru că foarte mulți se gândesc că ce sunt, mă duc, sunt nebun, ce, de ce îmi trebuie așa ceva, nu, total greșit. Deci recomanzi antrenorilor să aibă un psiholog cu care să colaboreze? Da, siguranță, dar, mă rog, fiecare gândește cum. Mine m-a ajutat enorm, enorm. M-a ajutat să mă dezvolt, să mă schimb și să fiu mult mai stăpân pe viața mea. Mister, legat de asta, tu ești recunoscut în fotbalul românesc ca fiind unul dintre antrenorii care gestionează foarte bine jucătorii cu psihic fragil. Și aici mă gândesc, de exemplu, la Iani Zicu, care sub comanda ta la Rapid a avut unul dintre cele mai bune sezoane din cariera lui. Ce vreau să te întreb este, tu ai studiat partea de psihologie a fotbalistului sau pur și simplu este ceva nativ cu care te-ai născut? Sau ai văzut și la tatăl tău multe... Aș exagera să spun că am studiat. Da, am citit foarte mult, dar nu un studiu foarte profund. Este o combinație între ceea ce am citit și felul natural de a fi. Deci flerul, să simți omul. Flerul, da, dar cred că mai degrabă de orice este important ca un antrenor să fie natural și să se comporte natural, să își lase sentimentele la suprafață. Jucătorii înțeleg imediat când cineva este fals, când cineva urmărește ceva și are o abordare ascunsă și când cineva este cu sufletul total acolo și se comportă natural. Cu riscul de anumite momente să nu fii înțeles foarte bine, dar per total ai de câștigat. Pe cine ai trebuit să scoți de mai multe ori la restaurant, la discuții particulare? Știu că aveai acest obicei de a lua unul, doi băieți separat, pe lângă faptul că tu făceai constant mese cu toată echipa. Ai avut cu cineva mai mult de furcă, de muncă? Nu neapărat. Au fost diferite situații, total diferite. Uneori simțeam nevoia că trebuie să vorbesc cu câte un jucător care nu mai era în perioada bună și ar fi avut nevoie să împreună și eu cel puțin să descoper ce se întâmpla, cum să-l reîncarc, cum să... îl ajut să iasă dintr-o situație sau dintr-o perioadă mai complicată. Alte ori am considerat înaintea unor meciuri importante că fiind și discutând într-un mediu plăcut, relaxant, altfel pot să transmit ideile și altă încredere pot transmite acestor jucători. Au fost meciuri de cupele europene, înaintea meciurilor de cupele europene, înaintea finalelor de cupă. Dar să știți că același lucru l-am făcut și la PAOK. Au fost situații în care a trebuit să ies cu jucătorii și asta la PAOK, înaintea ultimei finale am ieșit cu Varela și cu Șacob, jucători care erau la final de contract și care erau foarte dezamăgiți de modul de abordare al clubului, mă rog, al patronului a acelei situații. Foarte mult, cu jucători care au traversat perioade lungi de accidentare, accidentări mai grave și care erau cu moralul la pământ. Da, cu jucători care nu jucau și aici mi-au cam aminte mai repede de Cania, în primul meu an la PAOK și după aceea Cania se devenind unul dintre jucătorii cheie ai echipei. Așa a fost și da, multe situații. E important ca jucătorul să se simtă, așa cum spuneam, aproape de el, dar într-un mod natural, să simtă că ești uman, nu că ești
o autoritate pe care el obligat trebuie să o respecte, să o asculte. Adică să simtă că ești chiar implicat și... Nu, scuze. Adică nu ești. Bine că nu te-a prins autoizolarea singur acolo, nu? Da. Asta da vacanță. Asta mai lipsea, nu? Astăzi, după emisiunea cu voi, am o întâlnire cu președintele. S-ar putea să-mi transmită și niște noutăți în ceea ce privește organizarea și am comunicat asta soției mele ieri. Că trebuie să ies din casă, am întâlnire și a fost foarte supărată. A zis că ar vrea să fie toată viața așa.